Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine! Vă alegeți o ceașcă, vișinie sau albă, albă sau vișinie sau la dorința dumneavoastră. V vreau să vă deschid pentru luni, marți, să vedem ce ne va zice ceștele noastre pentru aceste două zile, să dea Domnul să fie totul bine. Vă doresc o duminică cât mai frumoasă, o săptămână cât mai frumoasă, să dea Domnul să fie totul viața voastră plină cu minuni, dragii mei, să știți! Și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte încântată de mesajele voastre, dragii mei, să știți. Haideți să deschidem ceștele și să vedem ce ne zic ceștele noastre pentru luni și marți, dragii mei. Vom începe cu ceașca vișinie, apoi vom trece la ceașca albă, să dea Domnul să fie totul bine. Uitați-vă, curge toate greutățile din sufletul vostru, din casa voastră. Asta este prima ceașcă, dragii mei. Vă arăt și vouă, ca să vedeți. Și uitați-vă. Aici sunteți voi, dragii mei. Uitați-vă cât de mult munciți și vă stăruiți pentru familia voastră ca să fie fericită, ca să fie bucuroasă familia voastră. Dar uitați-vă, în capul vostru este și o minune, un cadou. Să știți că în viața voastră va apărea o minune care o să vă bucure foarte mult. Dar munciți mult, dar vă luptați și cu dușmani scumpii mei, să știți. Uitați-vă, aici este o cruce. Această cruce este o cruce albă, să știți că asta nu va fi o decedare de la rudele voastre, dar o să fie rugăciunile voastre se vor împlini, să știți, pentru că foarte mult plecați la biserică, vă rugați pentru ca copiii voștri să fie sănătoși, familia voastră să fie liniște și pace și să știți că toate rugăciunile se vor împlini pentru voi, pentru că această cruce albă va arată că o să sunteți oameni credincioși și toate rugăciunile pe care le faceți se vor împlini, dragii mei, să știți, pentru că uitați-vă voi aici foarte, foarte mult, vă stăruiți pentru familia voastră, munciți pentru familia voastră și până la urmă o să obțineți în mâinile voastre ceea ce ați dorit până acum, să știți asta, dragii mei. Dar aveți și dușmani în jurul vostru, că dușmani, uitați-vă, aici este o pungă, aveți grijă pentru că dușmanii în trecut v-au făcut așa vrăji pentru, cum să zic, uh, ca să nu aveți parte la bani, dragii mei, să știți, dar acești bani o să vină înapoi în mâinile voastre pe care i-ați pierdut sau v-a luat sporul la bani, să știți că toți banii vor veni înapoi în mâinile voastre și din nou o să începeți să câștigați ceea ce ați dorit voi, dragii mei, pentru că această pungă vă arată că o să vă meargă bine financiar, să știți. Aici este un pom, să știți că acest pom o să vă culegeți roadele pe care nu le-ați cules până acum și o să fie foarte bine pentru voi. Aici este o literă de L, să știți persoanele care sunteți cu litera L în nume sau prenume, să știți că o să aveți un câștig foarte mare financiar, poate să fie la loto, poate să fie altceva, dar financiar o să vă meargă foarte bine, să știți. Uitați-vă, aici este o săgeată, această săgeată se duce în jos, asta ce înseamnă că aveți și ridicări, aveți și coborâri în viața voastră, dar să știți că aceste coborâri sunt trecătoare. Imediat după ce cadeți repejor iarăși vă ridicați în sus și asta pe voi vă bucură foarte mult că nu stați foarte mult jos sau nu stați foarte mult fără bani și imediat vă vine ceva în mâinile voastre și vă rezolvați problemele din viața voastră, să știți. Financiar vă merge foarte bine chiar dacă aveți cum am zis pierderi de bani sau chiar dacă nu aveți bani, câștigați bani, să știți de undeva cum faceți, ce faceți, dar vine bani în mâinile voastre și vă rezolvați problemele pe care le aveți. Să știți că în casa voastră este așa o minune, să știți pentru că o să aveți așa o sărbare care o să vă îngrămădiți toate rudele la o masă, o să sărbătoriți și o să aveți o fericire mare. În casa voastră poate să fie o naștere a unui nepot, poate să fie o zi de naștere, poate să fie altceva, dar să știți că o să vă adunați toate rudele în casa voastră și o să faceți o serbare și pe voi asta o să vă bucure foarte mult. În casa voastră intră foarte multă lume și vă înveseliți, dragii mei, să știți. Aveți și foarte multe drumuri, aceste drumuri să știți că sunt scurte, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți, dar toate drumurile sunt deschise pentru voi și sunt drumuri cu minuni, dragii mei, la aceste drumuri cum vă duceți, cum vă... Vi se deschide inima, vi se deschide sufletul, începeți așa să răsuflați mai bine. Aceste drumuri vă face bine ca să, mai știu, poate faceți excursii așa scurte și asta pe voi vă bucură foarte mult. Drumurile vă duceți, veniți, vă duceți, veniți. Litera A, D, S, B. Să știți că o să întâlniți persoana potrivită cu aceste litere și o să faceți cunoștință cu acest bărbat și o să fie într adevăr iubitul sau logodnicul vostru cu Aceste litere, dar să știți că acest bărbat nu este un bărbat din țara voastră, este un bărbat străin. O să faceți cunoștință cu el și, într-adevăr, o să aveți o relație minunată cu acest bărbat, să știți, dragii mei. Zodia Rac, fiți atenți la Zodia Rac care sunteți, să știți că aveți un dușman în jurul vostru care mereu vă sapă pe la spate și vă vrea răul. Zodia Rac care sunteți, să știți că aceste persoane. Vrea să vă doboare. Până acum s-a stăruit mult, nu a reușit să vă doboare, dar fiți atenți cine vă este dușmanul și cine vă este prietenul, pentru că aveți foarte mulți dușmani în spatele vostru care dorește să vă sapă. Dacă o să înțelegeți cine este dușmanul, să știți că o să înflorești ca o lalea, dar dacă nu o să-și dai seama cine-ți este dușmanul și cine-ți este prietenul, atunci o să cazi într-o groapă foarte uh, adâncă care nu o să poți ieși de acolo mult timp, dragii mei, să știți. Fiți atenți la prietenul și dușmanul vostru care este în jurul vostru, dragii mei, să știți. Să vedem farfuria ce ne va spune. Dorința voastră este încă în așteptare. Dar uitați-vă, dragii mei, v-am zis că sunteți persoane credincioase și aici sunteți așezate pe un scaun și iarăși vă rugați pentru familia voastră să știți că toate rugăciunile voastre se vor împlini. Ceea ce ți-ai pus în plan, ceea ce dorești să faci în viitor, să știți că toate rugăciunile se vor împlini pentru voi, să știți. Să vedem și numărul 2 ce ne va zice. Veți reversa lacrimi de fericire, dragii mei, să știți că o să primiți o veste minunată din departare și o să vă bucure foarte mult pentru că această veste intră în casa voastră și o să vă bucure foarte, foarte mult, să știți. Asta este numărul 2. Și uitați-vă, dragii mei, aici este o inimă și lângă această inimă sunt două persoane. Asta ce înseamnă? Dacă ești certat cu persoana iubită sau cu soțul sau cu logodnicul tău, să știți că o să trăiți o împăcare, o să vă împăcați înapoi, o să vă întâlniți din nou, dacă sunteți departe unul de altul, o să vă întâlniți și o să duceți zile frumoase cu această persoană, pentru că acum vă văd că sunteți spate în spate, sunteți supărați. Așa de parcă Cineva s-a băgat între voi, v-a stricat relația, mai știu eu, nu vă dă voie să fiți împreună, dar să știți că până la urmă o să fiți cu această persoană, chiar dacă sunteți departe. Mii de kilometri unul de altul, să știți că o să vă întâlniți și o să vă bucurați de viața voastră mai departe, pentru că viața voastră este lângă unul lângă altul, să știți, dragi mei, și asta pe voi. O să vă gândiți că nu aveți un viitor, vă gândiți că nu aveți așa... O relație cu această persoană, dar să știți că această relație va fi definitiv cu voi, va fi totul pentru voi. Aici nu foarte mulți pești, să știți că o să vină bani în mâinile voastre, o să vie, așa poate să vi se mărească salariul sau poate să vi se mărească pensie. Mai știu eu, o să vă treacă în mâinile voastre o sumă mare de bani, poate să vă vină o datorie care ați dat o datorie veche și nu va veni. Să știți că. O să vă vină datoria înapoi și o să vă bucurați de banii pe care o să vină în mâinile voastre și o să vă rezolvați toate problemele financiare pe care le aveți. Zodia Fecioară. O să fiți foarte fericiți, dragii mei. Zodia Fecioară, bărbat, femeie, nu contează. Pentru că aici mi-arată că Zodia Fecioară o să aibă foarte multă e, noroc în carieră. Să știți că o să aveți o carieră puternică, o să aveți o car carieră care o să câștigați foarte mult. În anul 2023, Fecioara, să știți că este o zodie foarte norocoasă în uh, carieră, dragi mei, chiar poate să fie și bogată anul acesta, zodie Fecioară, pentru că în mânele ei are o uh, bucată de aur, dragi mei, să știți, Fecioara o să fie foarte fericită, pentru că asta îmi arată în ceașcă, să știți. Aici sunt călus de mare, să știți că o să aveți noroc minunat în următoarele zile. Ușile pe care o să, vă, o să le bateți se vor deschide în fața voastră. Aveți grijă cu sănătatea de ovare, dragii mei. Poate să aveți infecție la canalurile urinare, poate să aveți așa la rinichi, așa niște dureri. Aveți, cu, poate să fie și la ovare așa o durere. Fiți atenți cu sănătatea voastră, chiar și mai știu cu burta, poate să aveți așa dureri de burtă și durerile de burtă să vă lovească chiar și la ovare, să vă lovească chiar și la canalurile urinare. Fiți atenți unde vă așezați, unde plecați, pentru că asta arată că o să aveți probleme cu sănătatea, dragii mei, să știți. Fiți atenți unde vă așezați, unde plecați și ce faceți, pentru că o să treceți prin această infecție, să știți. Să știți că aici o să faceți cunoștință cu multă lume nouă. Începând cu luni o să faceți cunoștință cu multă lume nouă și acești, acești oameni noi o să vă bucure, o să vă ridice dispoziția din viața voastră, pentru că aveți într-adevăr nevoie de persoane noi în viața voastră care să vă ridice energia, care să vă ridice dispoziția. Să știți că o să faceți cunoștință cu aceste persoane. Pentru că aici văd foarte mult uh, fluturi care zboară în jurul vostru, asta arată că o să fiți fericiți. Inima o să vă pâlpie de fericire, o să fiți așa într-o săptămână cu multă energie și o săptămână cu mult noroc, să știți pentru că aici mereu unde vă așezați, unde mergeți, norocul merge cu voi, să știți și o să aveți noroc. Aici este litera S. Dacă aveți în jurul vostru așa o persoană cu litera S în nume sau prenume, să știți că acesta este un dușman al vostru care dorește să vă sape uh, casa, familia voastră, să vă strice relația voastră, dar să știți că această persoană nu mult timp va sta lângă voi, dar să știți că lângă voi este o cămilă încărcată care vine spre voi și vă aduce norocul în casa voastră, această femeie care dorește să vă facă rău, nu va reuși să vă strice relația sau să vă strice familia, pentru că ea acum ca un șarpe așa se lingușește pe lângă familia voastră, dar nu va reuși, dragii mei, să știți, pentru că nu o să-i ajungă puterea ca să vă facă rău în familia voastră. Să știți că o să aveți o săptămână minunată, dragii mei, pentru că aici vă arată ceașca că o să prindeți și la putere, o să fiți și mai puternici în săptămâna asta și o să vă rezolvați cu multă putere și cu multă energie toate problemele pe care le aveți în viața voastră, dragii mei, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Dorința voastră tot este încă în așteptare. Cum am zis, dragii mei, o să faceți foarte multă lume, cunoștință nouă, o să faci cu oameni noi cunoștință, o să vă bucurați, uitați-vă aici este zodia pești, să știți că și voi o să vă bucurați de viața voastră, o să între planuri noi în viața voastră, o să între minuni noi în viața voastră, în casa voastră o să fie plină cu fericire, o să fie plină cu minuni, pentru că, într-adevăr, uitați-vă aici de parcă este un lup, să știți, acest lup tot așa vă arată că o să aveți norocul, pentru că acest lup vă Dă de veste că toate greutățile vor rămâne în urmă și te vei uita înainte, în viitor, cu mai multă speranță și cu mai multă putere, dragii mei, să știți asta. Să dea Domnul să fie totul bine. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Vă doresc o duminică cât mai frumoasă, o săptămână cât mai frumoasă. Vă iubesc, aveți grijă de voi. La revedere!